80 în gagici. Parei, jucai ei, știi să te faci plăcut, știi să rămânești, știi să vorbești. Ar trebui o gagici care e vrăjeală dulce, știi să le trebuie atragi. Ai tot ce vrei, oricum, mă, ești păpune, ești ce trebuie. Dar ești prietenul meu, pentru că eu tot timpul mi-am selectat prietenii și dacă nu erai ce trebuie, nu mai, acum mai vorbeai cu mine. Că spui, uite, vaporașul, aici pe Iore. A trecut sub pod. Era vaporașul Alexandru Ioan Cruza, pe așa, așa scria pe el. Ușorață pe acolo. Foarte frumos azi. Adică parcul e plin. Acolo e insula pensionarilor, prieteni. În America, prieteni. În Taco Bell și în România, la noi, la Park Lake.
vezi cât de frumos e aici la Parley, prieteni. Muzică peste tot și de-aia mai opresc, mai dau drumul. Prieteni, am fost la Park Lake, la mall, n-am găsit nimic interesant și mă duc la Mega Mall să vedem. Aici unde s-a făcut și Olga pașaportul și eu. Prieteni, haideți să ascultăm ce spune prietenul Zrenței de la Pitești. Hai să ascultăm. Când face dedicații, cântă, nu știu ce. Ia să vedem dacă o recunoașteți, prieteni. Ascunsă pe față, prieteni, și haideți să pun și dedicația. Ia mai întâi o dată, că nu s-a auzit bine, dar cu voce de lună. Tu ești orgul
pentru ea? Sau tu pentru ea? Cea mai tare relație e Cristi 2024. Iauzi. Haide, Olga, vino cu mâncația și cocoșica, mă. Curița, mă. Haide, Olga, vino cu te iubește mult, tata, mă. Vreau să mergem în Germania să distrugem Europa, mă. Să mergem în Germania și să ne luăm căsuța, mă. Că ăsta-i Cristi Marin. Ați auzit, prieten? Pe Jepila, pe Cosmin? Hai, bam bam și revin. Filmarea asta o pun pe TikTok și voi doar o auziți aici pe YouTube, da? Și intrați pe Cristi Marin 2020, contul meu de TikTok. Bam bam!